este chestiunea legată de fermierul activ. Mai, din păcate, de-a lungul timpului am observat această chestiune, că este o întreagă poveste cu privire la ceea ce înseamnă, ce spunea și domnul Oros mai devreme, cu fermierul, cu vânătorii de subvenții. Ăștia sunt pe de o parte care vânează subvențiile, pe de altă parte sunt foarte mulți proprietari de terenuri care nici măcar nu știu unde le sunt terenurile, dar ei încasează subvenții, bine mersi, și eu le spun la aceștia fermieri de canapia, dar adică stau pe canapia și pur și simplu le vin subvențiile acasă, ceea ce sigur este o chestiune profund imorală, pentru că ce se întâmplă? Cel care lucrează terenul, el are nevoie să poată să-și descarce inputurile folosite în lucrarea terenului, adică nu poate să-și descarce motorina, îngrășăminte electrice și așa mai departe, pentru că el nu are un act legal de folosire a acelui teren. Ba mai mult, de foarte multe ori sunt situații în care vin și spun cei care sunt pe teren proprietari, domnule, mă duc și îți ar terenul, el având terenul la agromediu. Deci o întreagă poveste și asta e chestiune, domnul ministru, am avut cu el discuții pe subiectul acesta, le cunoaștem, poate să venim cu o legislație foarte fermă în această direcție, în așa fel încât cel care lucrează terenul să se poată bucura într-adevăr de o chestiune care, să spun așa, de stabilitate.